Flori, cadouri și multă atenție, așa au fost răsfățate femeile de ziua lor. De 8 martie, întreaga capitală a fost inundată în flori de cele mai diferite culori, forme și arome. Lalelele, trandafirii și orhideile au împânzit orașul, iar bărbații s-au trezit mai devreme și au format cozi la florării ca să-și bucure femeile dragi. De 8 martie, florile s-au vândut ca pâine caldă, practic, la fiecare colț de stradă. Chiar și așa, bărbații au fost nevoiți să stea la coadă la florăriile din oraș ca să cumpere un buchet mai frumos pentru femeia iubită. Felicităm iubita, pentru că cu ea preferăm să ne petrecem viața și cu ea vrem să fim tot restul vieții. Așa că încercăm să o surprindem în cel mai frumos mod astăzi. Cu soții, nepoții, am trei rurori și o fină. 6 flori. Acest bărbat spune că a început cumpărăturile încă de aseară, pentru că are multe femei pe care nu le poate lăsa fără flori în această zi. Asta mă tem că de aseară e 28 floare pentru femeile dragi. Dar câte femei aveți, dragi? Spunem așa, dragi, și avem multe. După tot calculul meu, la 30. Ca în fiecare an, Alexandru s-a trezit de dimineață și a mers la piață după flori. Deși este căsătorit cu Elena de mai bine de 50 de ani, el spune că nu a uitat niciodată să surprindă frumos în ziua de 8 martie. Поздравил с 8 martie, поцеловал щечку. Elena spune că este cea mai fericită pentru că are un soț foarte iubitor și atent. Eu mai muș подарил цветы на 8 martie. Он мне всегда говорит: «Люблю тебя, любимая моя». Это всегда на протяжении всей жизни. Cu brațele pline de flori și cadouri, majoritatea bărbaților spun că s-au gândit deja ce o să le ureze astăzi iubitelor dragi. Mulți sănătate, e scump în ziua de azi. Te ceri și mulți ani înainte. Ești femeie, merită să fii iubită. Vânzătorii susțin că n-au majorat prețurile în acest an. Prețurile s-au scumpit în ajun? Nu, la mine nu sunt bun. Se merită, o dată în an se merită. Lalelele sunt la același preț cum erau și anul trecut. Nu cred că s-au schimbat cum ne așteptam toți. Nu toate doamnele se pot lăuda însă cu un buchet primit în dar. Această femeie zice că nu a primit azi nicio felicitare, însă acest fapt nu o întristează. Nu am primit, dar nu sunt, dacă vreau tare, sunt genul de om care îmi cumpăr și singură. Dar așteptăm până de seară. În preajma florăriilor s-au format și ambuteiaje, iar unii cumpărători, mai grăbiți, și-au parcat mașinile chiar sub indicatorul care interzice acest lucru. Pentru că nu în fiecare zi e 8 martie, azi polițiștii se pare că au fost și ei mai indulgenți, deoarece treceau pe alături fără să-i observe. Cu ochii în patru însă au stat autoritățile de la Serviciul Fiscal de Stat, care au avut grijă ca fiecare cumpărător să primească bon fiscal. A fost, doar că nu este vorba de un control de mijloc, cât mai bine zis este vorba despre acțiuni de monitorizare. Pentru a cumpăra un buchet de flori, unii bărbați au scos din buzunar de la 200 la 1000 de lei.